Bună ziua! Invitatul nostru la interviurile PS News de astăzi este domnul fost ministru al sănătății, Eugen Nicolaescu, președinte la PNL sector 3, nu, domnul ministru? Vicepreședinte al partidului. Vicepreședinte al partidului, lider corect. Lider al grupului parlamentar din Camera, deputaților și vicepreședinte la PNL sector 3. Foarte multe titulaturi. Da. Vă mărturisesc că poate vă aștepta să vă întreb de Donald Trump, că e la modă în aceste zile, poate vă aștepta să vă întreb despre politică, despre intrarea la guvernare, o să discutăm și despre ele în a doua parte, însă cu dumneavoastră vreau să trec direct la tema sănătății. Este o chestiune care interesează foarte mult publicul, a făcut furori în ultima vreme, motiv pentru care, scurt și la obiect, vă simțiți în vreun fel, să spunem, responsabil pentru situația spitalelor din țară și mai ales în București de astăzi, dat fiind faptul că ați fost și ministru al sănătății? Depinde ce înțelegeți mai de simți responsabil. Mă simt, dacă vreți, dintr-un punct de vedere mulțumit, pentru că în mandatul meu s-au terminat cele două spitale de urgență, și Spitalul Municipal și Spitalul Floreasca, de reabilitare. Ele erau începute, cred, dacă nu mă înșală memoria, Spitalul Universitar din 93-94 și atâția ani nu s-a făcut nimic până în 2007-2008 când l-am terminat, și la fel Spitalul Floreasca începuse tot așa cu vreo 10 ani în urmă, era într-o fază cum vă puteți imagina. Nu trecuseră în subordinea primăriei la momentul în care sunt trecute. Nu, la municipalul. Nu, municipalul nu, e tot la Ministerul Sănătății. Deci au că fost sunt cele două spitale de urgență mari din țară și care sunt în continuare în subordinea Ministerului Sănătății. Exclusiv deci cu fond, cu bani guvernamentali. Exclusiv cu bani de la bugetul țării. Deci pentru asta două eu sunt mulțumit că le-am făcut. În al doilea rând sunt mulțumit că am reușit să fac transferul către autoritatea locală prin ordonanța de urgență pe care am dat-o în 2008, în ultimul an de mandat, și ele s-au transferat în 2009. Toate celelalte spitale care astăzi sunt la primăria municipiului București. Și mai sunt mulțumit de un lucru, că viziunea mea din 2006, 2007, 2008 cu construcția celor 8 spitale regionale de urgență, după ce PSD-ul în 2009 a anulat tot ce făcusem, acum PSD-ul le susține cele spitale și dețineți de urgență. Vrem să discutăm deci și toată despre, lumea a înțeles că, de fapt, dacă atunci ele se făceau, n-aveam nici problema colectiv. Pentru că fiecare din cele spitale și dețineți de urgență avea câte o secție de 10 paturi de mari arși și secții speciale. Deci, cu alte cuvinte, am fi avut astăzi, dacă ele se făceau atunci, 80 de paturi de spital de mare arș, ceea ce sigur că nu mai era o problemă în România astăzi. Spuneți-mi, legat de aceste 8 spitale de care dumneavoastră vorbiți și de care ați vorbit în perioada mandatului, de care m-am legat cu totul, sunt aceleași 8 spitale de care vorbește PNL-ul astăzi în programul evident de guvernare sau sunt altele? Că am văzut această idee cu 8 spitale regionale. Este același proiect? E același proiect pentru care sunt studii de vizabilitate aprobate prin hotărâri de guvern din anul 2008 și vă mai aduc aminte un lucru, pentru că lumea uită. În 2008, când eu am predat mandatul, erau din cele 8, toate aveau hotărâri de guvern cu indicatori tehnico-economici aprobați, publicate în Monitorul Oficial. Erau făcute licitații pentru 5 spitale și erau în negociere 2 contracte. Deci se terminaseră și licitațiile de construcție. Cum a venit domnul Bazac în 2009, domnul ministru al PSD, care astăzi se laudă că îi fac drept, a anulat tot. Și a considerat că nu e nevoie să avem spitale județene cât și regionale. Cât se cheltuise în stadiul respectiv pe aceste proiecte? Bănuiesc că au fost niște studii de fezabilitate. Sigur, au fost studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, licitații făcute. Deci, grosomodo, cât inclusiv, s-a investit? Nu mai o clipă, ca să vă spun la capăt. Inclusiv să făcusele desene de execuție pentru începerea lucrărilor. Deci, cu faze foarte avansate. Dacă se negocia contractul, eram la clauze contractuale, vă dați seama unde se ajunsese departe. Dacă nu mă înșală memoria, circa 20 de milioane de euro se consumaseră în cei 2 ani, 2007 și 2008. Pentru toate 8? Pentru toate 8, nu. Pentru toate cele 8 regionale și pentru încă 30 județene de urgență, care și-a, știți foarte bine că unele dintre ele sunt făcute din 67. Credeți că studiile astea mai sunt valabile astăzi? Evident. Sau mai e nevoie de încă 20 să o luăm de la capăt? Studiile trebuie să numai actualizate. Atât. Numai dacă se schimbă locul. Trebuie făcut un studiu aproape nou, amplasamentul. Dar logic n-ar trebui să se schimbe. Pentru că atunci am pierdut foarte mult timp, un an de zile, cu toate autoritățile locale până au dat terenuri. Că vă dați seama că fiecare, dar deci să dau eu ție terenul, tu minister, să... N-are eu să ne aducem aminte lucrurile rele. Din vedere că s-au reușit să se obțină acele amplasamente.
Înainte de a ne muta la alt subiect, tot deci, cu asta cuvinte, cu spitalele... sunt trei lucruri importante care eu cred că sunt rezolvate și mai e încă ceva. Atunci am reabilitat și Institutul Parhon. Da, care din punctul meu de vedere este o realizare excepțională pentru că este singurul din țară de specialitate. Știți de ce aș mai sta o secundă pe povestea cu spitalele? Ca să înțelegem, noastră ați făcut niște proiecte, niște studii de fezabilitate și ați lăsat, să spunem așa, pe o linie dreaptă acest proiect. A venit un alt ministru de la alt partid cu altă viziune și a spus asta se aruncă la gunoi. Acum presupunem că PNL-ul va câștiga, va face o majoritate în decembrie și veți avea posibilitatea, dumneavoastră sau un nou ministru, să rea acest proiect. Da. Oricum ar fi, există iarăși sumbra posibilitate ca acel guvern liberal să nu stea la putere până acele 8 spitale să fie încă o dată gata la cheie. Ce ne garantează nouă că nu vine iarăși un alt ministru cu o altă viziune, mai mult sau mai puțin fericită sau nefericită, și iarăși povestea asta rămâne în aer. Adică noi aici vorbim de un proiect care nu are cum să se termine într-un an, doi. Nu, dar cam 3 ani jumate spre văzute. Adică aproape o guvernare, dacă se întâmplă cap-coadă. Dacă se începe imediat. Da. O guvernare poate să termine. Dar eu cred că sunt niște garanții mai mari acum decât atunci. Deci astăzi nu mai pot să spun că atunci am avut viziune. Acum, în sfârșit, toată lumea a înțeles că trebuie făcută. Uitați-vă. Poate și presiunea publică. Presiunea publică, nu, și necesitatea, că se vede cu ochiul liber acum, nu trebuie să mai spune cineva că trebuie sau nu trebuie. Deci acum cred eu că toate programele din toate partidele au așa ceva. Deci cu alte cuvinte, nu poate să spună cineva care vine, domne, nu mai trebuie sau nu mai vreau eu sau nu știu ce, că scrie acolo un program și a cerut votul pentru asta de la cetățean. Doi, trei dintre ele, ca urmare a demersurilor pe care le-am făcut în 2013, deci al doilea mandat de un an de zile, s-au obținut fonduri europene. Deci pe exercițiul financiar 2014-2020 sunt cuprinse 300 de milioane de euro pentru spitale regionale de urgență. Pot fi făcute 3 din banii ăștia. Pentru că în jur de 100 de milioane, probabil în prețurile de astăzi, știți că în 2008 prețurile erau mai mari, au mai scăzut prețurile, s-au mai ieftinit unele echipamente și aparaturi medicale, pentru că între timp a crescut tehnologia așa mai departe, și deci 3 vor fi pe fonduri europene, dacă le începe să le duci până la capăt. Iar celelalte trebuie să fie făcute pe fonduri publice și cu parteneria public-privat. Păi eu cred că dacă un privat începe să investească, nu o să lase pe oricine va fi la guvernare să-i risipească banii. Și va fi o presiune mare pe guvernul de la vremea respectivă ca să termine proiectul. Deci pe asta mă bazez. Plus presiunea publică. Pentru că, domne, dați-ne și făceți-ne spitale ca când murim pe stradă. Sau ne ducem într-un spital cu o boală și plecăm cu 7. Deci despre asta vorbim. Eu cred că realitățile s-au schimbat. Domnul ministru, nu mai e un personaj preval. Iertați-mi optimismul. Dar eu cred că totuși să avem și un pic de optimism care vine din realitatea trebuie noastră. Trebuie să fim un pic și optimiști. Nu mai e un personaj pe val, dar totuși vreau să vă întreb ce relație ați avut pe perioada mandatului noastră cu Sorin Oprescu. În perioada mandatului meu am avut o relație bună. Vă detaliez după aceea. O relație bună când a devenit primar. De ce vă spun asta? Pentru că, așa cum discutam un pic mai devreme în interviul nostru, o bună parte din spitalele Bucureștiului au trecut în administrarea primăriei. Corect. Motiv pentru care bănuiesc că ați auzit, cu siguranță, ați auzit de un domn Galea, nu? Da. Este un domn care a făcut foarte mult business cu spitalele din subordinea domnului Oprescu și despre care s-a spus că avea o relație foarte bună și inclusiv faptul că avea această relație foarte bună a dus la câștigarea de către acesta din urmă a domnului Galea multor licitații din spitale cu pricina. Deci că acest episod sau genul ăsta de abordare mai poate fi continuat astăzi? Cât timp nu se modifică legea privind selecția managerilor de spitale, este posibil să mai întâmple așa ceva. Vă aduc aminte că în 2006, când a intrat în vigoare legea sănătății pe care am făcut-o la vremea respectivă, erau condiții foarte restrictive pentru managerii de spitale, foarte dure. După ce am plecat eu din mandat, PSD-ul a schimbat condițiile ca să poată să fie manager de spital cine vrea primarul sau cine vrea ministru. Cu alte cuvinte, nu mai sunt constrângeri. Și atunci, probabil că după alte criterii se numesc managerii de spitale. Am înțeles că actualul ministru dorește, până își termină mandatul, să vină din nou cu modificări în selecția managerilor de spital. Dacă s-ar veni cu ele la fel de dure cum au fost în 2006, cred că întâmplările care au fost noastre nu se pot manifesta atât de pregnant. Sigur, nu poți să elimini complet corupția, dar tot diminuiesc poți.
M-ați provocat cu chestiunea asta cu managerii. Credeți că managerii ar trebui să fie medici sau economiști? În toată lumea, managerii de spital sunt de regulă oameni cu pregătire economică, cu management economic sanitar, pentru că până la urmă a conduce un spital este ca și cum mai conduce orice altă entitate care produce până la urmă bani. Și trebuie să administrezi banul eficient în favoarea cetățeanului, în favoarea pacientului, în cazul nostru la spitale. Eu am fost și când am făcut și legea, m-am inspirat de la școala de management sanitar de la Rennes, din Franța. Acolo erau juriști, economiști care se școleau pentru manageri de spital. Dacă Franța, ca atât democrație și cu atât de multă experiență și cu cel mai bun sistem sanitar considerat atunci în Europa, a ajuns la asemenea concluzii și experimentaseră 40 de ani și aveau rezultate bune, e clar că sistemul este bun și trebuie să funcționeze. Din păcate, la noi s-a pervertit. Știți că totuși managerul este oarecum captiv al sistemului pe care îl păstorește și îl conduce. Eu am să vă dau un exemplu și vă rog să-l comentăm chiar înainte de a... E ultima întrebare, să spunem așa, până ne mutăm pe zona politică. Managerul spitalului Pantelimon, Sfântul Pantelimon, pe care personal îl consider un manager bun, a avut un caz pe care a trebuit să-l gestioneze. Nu ținea de el, dar toată presa i-a sărit în cap. Celebra asistentă care ținea medicamentele sub cheie, nu dădea și făcea selecție naturală după cum dorea. Ce poate să facă un manager în genul ăsta de cazuri? Să se ducă? El nu se pricepe, el este un economist. Vede ce intră, ce iese. Dar nici nu trebuie, nu-i ce poate face un om când personalul de genul ăsta din subordine ia aduc decizii. Aminte că într-un spital sub manager există un director medical. Există un asistent șef, director de îngrijiri se numește, da? Există director economic. Deci există multe există șef de secție, există farmacist șef. Fiecare trebuie să-și facă datoria. Pentru asta managerul trebuie să stabilească pe organigramă fișele posturilor cu atribuțiile respective și un sistem de control intern. Și în felul acesta, dacă stabilești procedurile, instrumentele cu care operezi, asemenea situații nu mai pot apărea. Dacă, probabil că acolo a fost o eroare a sistemului de control intern. Pentru că dacă era sistemul care funcționa perfect, aceasta de nu putea să facă așa ceva. Că era cineva care controla și vedea că este un scurt circuit în modul corect de funcționare a spitalului. Deci, cu alte cuvinte, avem deficiențe pe lanțul managerial. De management mai mari sau mai mici pe lanțul managerial. Aici trebuie să intervină managerul. Asta e treaba managerului. Dar el trebuie să fie cu adevărat manager. Să nu facă nimic altceva decât management. Și tot legat de manager, atunci când un renumit chirurg, un profesor, vine către manager și spune, domne, eu salvez vieți, eu nu pot să lucrez decât pe un aparat din zona respectivă, că așa dau eu randament maxim. Ce poți să-i spui? Poți să-i spui, domne, trebuie să facem totuși o licitație și s-ar putea să câștige concurența acelei firme de care dumneata spui că ești legat profesional. Cum mă poți să oprești acest gen de abordare? Aici e mai simplu. E foarte simplu și aici cum am făcut și noi la Minisec, când am făcut licitații centralizate ca să micșorăm prețurile, că e foarte bine când faci licitația centralizată. Poți să negociezi mai bine cu un furnizor și scazi prețurile. Spune-mi ce parametri de calitate trebuie să aibă aparatul. Atât. Dacă toți parametrii ăștia și caracteristicile îți sunt mulțumitoare pentru modul în care tu trebuie să tratezi pacientul, este în regulă. Că îl cheamă așa sau, ca să nu dăm nume de firme, ce da parte, că îl cheamă așa sau așa sau așa, nu e important. Important este să răspundă la cerințele pe care le ai. E foarte simplu din punctul meu de vedere. Și profesorii noștri universitari au început să înțeleagă că nu mai au moșii. Încă mai sunt. Recunoaștem. Eu le spuneam, dacă vă ați aminte, mandarini. Unii se credeau faraoni. Și așa mai departe. Chiar nu contează. Important este să discuți cu acel om și să-l faci și să înțeleagă că el își poate face datoria în multe împrejurări, dacă are ce-i trebuie. Și ce-i trebuie înseamnă aparatul cu caracteristicile pe care el le-a cerut. Și pe ăla îi pui la dispoziție. Haideți să ne mutăm un pic și pe zona politică, pentru că, în esență, așa cum ați enumerat dumneavoastră, aveți foarte multe funcții și în PNL. După plecarea din minister, 2008, nu? 2008. Da. Ați avut o perioadă în care n-ați mai fost așa activ în zona politică, vizual vorbesc. Erați la PNL sector 1, astăzi vă regăsim la PNL sector 3. Poate ne explicați și cu aceste tranziții ce se întâmplă. Nu că ar fi la modă, dar mai sunt cazuri și văd că inclusiv colegii din Alianța PNL au început să-și reproșeze unii altora. Nu, la sfârșit, bănuiesc că vă dați seama, știți la ce mă refer, la cazuri. La sfârșitul 2008, la vremea respectivă, s-a considerat că trebuie întărită organizația sector 3. Am fost numit acolo președinte interimar
Da. Și am stat câteva luni de zile, după care s-au terminat alegerile, am spus, domne, eu nu vreau să fiu președinte de organizație, mi-am închis misiunea. Sectorul 3 a avut rezultate bune atunci, în 2008, și zic, este în regulă, și s-au provocat alegeri normale, cum să fac în orice organizație. N-am candidat, că nu m-a interesat. Nici astăzi nu vreau să mai fiu președinte de organizație. Eu am fost, dacă vreți să aminte, 8 ani la Mureș. Am făcut naveta București-Târgu Mureș 8 ani de zile până mi s-a rupt coloana prin mașini și am zis, gata, ajunge, e prea mult și la vârsta mea nu se mai poate. Sunt destui colegi tineri care pot să încerce și să exerseze funcția de președinte de organizație. Eu m-am dus, dacă ați văzut, mai mult pe zona Parlamentului. Am fost vicelider al grupului parlamentar, după aceea lider al grupului parlamentar și cred eu că am făcut mai multă treabă acolo unde experiența mea s-a pus în valoare mai bine. Credeți că actuala conducere a PNL-ului, așa cum a rămas ea decapitată, să-i spunem, este într-o formulă optimă pentru aceste vremuri? Eu cred că în acest moment este ce se poate obține. Și cred că de asemenea că partidul în acest moment nu trebuie să gândească la alegeri interne, ci trebuie să gândească la alegerile generale. Cred că toate eforturile pe care noi trebuie să le facem în tot partidul, indiferent că suntem la București, că suntem la nivel național sau într-o organizație locală, trebuie să ne ducem să ne realizăm obiectivul, să câștigăm alegerile generale. După aceea, conform statutului, vom avea alegeri în cadrul partidului. Probabil că atunci vor fi colegi care vor dori să candideze, alții care nu vor dori să candideze. E un organism viu, firesc, corect. Eu am încredere, să știți, sunt în PNL de peste 20 de ani. Și n-am schimbat alt partid, ce singurul în care am intrat după 90 și nici nu vreau să mai schimb în altă parte. Dar ce am constatat? Că de fiecare dată când au fost situații, spunem, în opinia unora, mai complicate despre PNL, a găsit resorturile înăuntru lui să găsească cea mai bună soluție. Asta cred că se va întâmpla și după alegerile generale. Iar dacă vom fi la guvernare, lucrurile vor fi poate mai complicate, pentru că va crește responsabilitatea partidului să susțină un guvern, nu e ușor. Chiar când trebuie să iei măsuri care să schimbe anumite lucruri în țară, care unul ar spune să nu le placă în primul moment, dar care pe termen mediu și lung să aibă influență foarte mare asupra dezvoltării țării până la urmă, că ăsta e responsabilitatea noastră pe care noi o asumăm. Președintele Alina Gorghiu a lansat un challenge, să spunem așa, a fost foarte fermă și a spus că în cazul în care nu va reuși să bage PNL-ul la guvernare, va demisiona. Eu cred că este un lucru înțelept din partea președintei. Dar credeți că în cazul acestui eșec, mergem pe această variantă nefericită pentru PNL, n-ar trebui alături de dânsa să mai plece și o parte din actuala echipă managerială? Nu este singurul conducător și responsabil pentru un eșec, la eventual eșec la alegeri? Eu cred că Alina a anticipat un comportament normal într-o democrație, și anume, atunci când nu ți îndeplinești obiectivul. Că obiectivul e să câștigi alegerile, nu? Da. Și dacă nu îl îndeplinești, atunci să nu aștepți să te schimbe partidul. Cea mai bună soluție este să faci tu un pas în spate și cei care cred că sunt mai buni, că sunt mai performanți, să vină să candideze. Reușesc să obțină încrederea colegilor, vor fi în frunte, dacă nu vor fi alții. Deci de aceea cred că alături de ea ar trebui și cei care și-au asumat până la urmă, eu cred că tot biroul politic al partidului, care a votat de regulă în unanimitate toate importantele decizii pe care partidul le-a luat. Ca atare, cred că tot biroul politic a trebuit să demisioneze în clipa în care se pierd alegerile și, evident, să se convoace congresul care să aleagă o altă conducere. Cred că numai așa se poate face, cum să spun, ordine morală într-un partid politic care vrea să conducă România. Noi am început, dacă ați observat, de la locale să facem ordine în partid. Noi o numim o reformă internă, poate puțin mai dură, dar cred că necesară. De reformă și de Parlament vreau să vă mai întreb acum pe finalul primei părți a interviului nostru. Am văzut nume noi, nume interesante, dar care nu vin din zona politică pe listele, cel puțin la București, la Senat. Corect. Primele trei locuri n-au avut niciun fel de legătură cu politica. Un neurochirurg, o doamnă arhitect, un analist financiar. Sigur, am auzit explicațiile și ale președintelui venite și de la importanți lideri PNL legate de aceste nume noi care vin ca un suflu nou și așa mai departe, însă vreau să vă întreb dacă acest lucru nu poate fi interpretat și într-o altă cheie, și anume faptul că actuala conducere a partidului n-a pierdut cumva încrederea în activul clasic de partid și a dat această încredere unor oameni care n-au nicio treabă cu partidul.
Am mai auzit și eu această interpretare, care, sigur, poate fi legitimă dintr-un punct de vedere. Din punctul meu de vedere, cred că nu este corect abordată și vă spun și de ce. Dacă tu afirmi ca partid politic că vrei să faci schimbări, că vrei să faci reformă, că vrei să aduci oameni noi, că vrei să le dovedești cetățenilor că poți să faci o politică mai performantă cu oameni care au dovedit în viața lor profesională foarte multă performanță, atunci eu cred că ăsta este un obiectiv care arată că într-adevăr fac ceea ce am promis. Adică am promis că schimb o mare parte din modul în care am făcut până acum politică. Și asta o fac și cu oameni noi care ori n-au făcut deloc politică, ori vin dintr-o zonă performantă, profesională, excepțională. Un academician, un analist financiar care are, cum să vă spun, experiențe profesionale excelente în lumea asta, nu vorbesc de România. Un arhitect cum este Hildegard Brandl, de exemplu, cu mentalitate de a trăi mulți ani într-o altă țară, cum e Germania, și unde ai făcut performanță în afaceri, eu cred că asta ar trebui să fie de apreciat din partea publicului, iar partidul, să știți, că a apreciat foarte simplu, în sensul că a votat în unanimitate aceste liste. Că putea partidul, dacă ar fi existat, ce spuneți dumneavoastră, rețineri sau nemulțumiri, stai că de ce să vină ăla înaintea mea, cine e, de ce e mai bun ca mine? Nu, partidul a votat în unanimitate lista în această structură. Partidul a mai luat o decizie și a spus, domnule, noi în București, de exemplu, venim cu două variante în fața cetățenilor. Venim cu o variantă de oameni complet noi, cum e la Senat, vorbim de locurile eligibile, da? Și venim politică. La Cameră cu o variantă de politicieni cu multă experiență și care au dovedit până acum că în atât de lor politică au fost corecți și au avut și rezultate pozitive și, în consecință, profesionalismul celor noi, dar fără experiență politică, cu profesionalismul politic al celor vechi, le putem combina, le putem uni în favoarea cui? În favoarea cetățenilor. Credeți că ar putea apărea discrepanțe în ceea ce privește votul la Senat și votul la Cameră? Nu, eu nu cred. Eu cred că cetățeanul va înțelege. Votează pentru partid, punct. Eu cred că cetățeanul bucureștean, de exemplu, că la asta ne referim, va înțelege că PNL-ul vine cu o ofertă mai diversificată și mai credibilă. Asta mizez, de fapt, să înțeleagă cetățeanul bucureștean. Și vă mulțumesc că ne-a dat posibilitatea să ne adresăm și prin dumneavoastră cetățenilor bucureștean. Cu dragă inimă. Domnul ministru, ultima parte a interviului nostru, partea fulger, să-i spunem așa, v-am explicat 5 întrebări, poate incomode, poate directe, răspunsuri scurte, un minut pentru fiecare. Vă cunosc că sunteți dacă, incisiv, deci dacă păstrați ceva timp de la prima, puteți lua la următoarea. Am înțeles, avem de reportat. Da. Prima întrebare. Nu ați comentat, sau cel puțin eu nu am văzut în spațiu public, un episod pe care o parte a presei l-a spus despre dumneavoastră, și anume că ați fi lucrat înainte de a intra în domeniul sănătății în industria de armament, la Ratmilesa. Este adevărat acest lucru și dacă da, ce v-a determinat să faceți pasul din zona respectivă către o zonă cu un cu totul alt obiect de activitate? CV-ul meu este public. Se vede că dintre 1985 și 1997 am lucrat la Ratmil. Deci este simplu. Acolo am fost simplu economist, am fost șef de serviciu financiar, am fost director economic, am fost director general un an. La sfârșitul 1997 am demisionat și m-am dus la Ministerul Finanțelor Publice. Credeți că după... Tot vorbeam de Donald Trump la începutul interviului nostru. Credeți că după această schimbare majoră în Statele Unite, la pachet cu ea ar trebui să se întâmple și o schimbare la nivelul României, în sensul în care ambasadorul Clem a Statelor Unite, pe care mulți români îl contestă având niște ieșiri nu tocmai nefericite în ultima vreme, mă refer la povestea cu steagul secuiesc, mă refer la povestea cu discuția despre căsătoriile mai puțin tradiționale, ar trebui să plece și domnia sa? Nu, eu nu cred că trebuie să ne propunem noi să facem ordine în Ministerul de Externe al Statelor Unite ale Americii. Eu cred că administrația viitoare, Trump, își va analiza efectiv reprezentanții din lume și ei vor hotărâ dacă vor lua sau nu vor lua decizii. Nu cred că e treaba noastră asta. Tot în mandatul nostru la minister, într-un consiliu de administrație la Unifarm, a fost adus un personaj pe care mulți au avut lucruri destul de bizare de spus. Mă refer la un fost general SRI, Ion Maranda se numește el.
Vreau să vă întreb direct ce implicare ați avut la vremea respectivă în numirea acestui fost domn general de la Protecție Internă a SRI-ului și dacă numirea respectivă a fost influențată cumva, sub o formă sau alta, din zona aceea obscură a serviciilor de informații. În general, numirile în consiliile de administrație se făceau la propunerea secretarilor de stat sau secretarul general al ministerului. Pentru că la vremea respectivă Unifarmul era o societate a noastră care ar fi trebuit să fie mai puternic ancorată în a importa medicamente, pentru că aveam probleme, dacă vă aduceți aminte, cu diverse medicamente ca urmare a unui boicot pe care făcea unui producător că nu le creșteam prețurile și mai departe. Deci o situație destul de complicată. Și atunci, la propunerea secretarului general al ministerului, am făcut modificarea Consiliului de Administrație. Cred că n-am făcut rău pentru că s-a obținut performanță. În rest, nici nu știam cine este acest domn. Știam numai de la secretarul general al ministerului că este un om foarte autoritar și în același timp un om care știe să-și impună punctele de vedere. Ceea ce cred că avea nevoie la vremea respectivă Unifarmul, care lucra foarte lax, care lucra așa foarte lejer, foarte comod. Era nevoie de disciplină. Și probabil că disciplina militărească a prins bine. Eu vorbesc mai din punct de vedere al concluziilor. Credeți că dosare de tipul Bogdan Olteanu, Vasile Blaga, eu l-aș pune și pe Sorin Blejnar, că vine oarecum tot din pepiniera PDL-ului, deci PNL-ului, sunt deschise întâmplător în perioada de precampanie, la atât de puțin timp înainte de alegeri, și cât de rău fac ele pentru PNL și pentru scorul electoral pe care l-ar putea obține pe 11 decembrie? Cred că orice asemenea dosar face rău oricărui partid politic și face rău în general clasei politice și face rău societății. Pentru că asta dovedește că sunt, din păcate, oameni în clasa politică care totdeauna sunt în bună pace cu legea și cu morala. Dar, în același timp, cred că justiția trebuie să fie imparțială, trebuie să-și facă treaba, să-i desconspire pe toți care au probleme. Sigur, poate că ar trebui un pic de, să spunem, de atenție, de prudență, ca asemenea dosare să nu se deschidă în campaniile electorale. Dacă s-ar putea, în primul an, după terminarea campaniei electorale, ca să nu mai fie asociate, de fapt să nu existe suspiciuni, atâta tot. În rest, eu cred că parchetul, că în general justiția își face datoria corect. Dar noi, ca cetățeni, noi, ca oameni, putem să fim suspicioși. Și în fine, ultima întrebare, scurt și la obiect, Eugen Nicolaescu sau Cristi Bușoi pentru portofoliul de la sănătate în eventualitatea unui guvern și cu PNL-ul? Eu, sincer, nu cred că mai doresc să mai ajung la Ministerul Sănătății. Două mandate mi-ajung. Pot să stau la dispoziția oricărui coleg și a partidului. Am lucrat la programul de guvernare, am ajutat, am dat cât am putut eu de multe recomandări și sfaturi, dar cred că ajunge. E loc pentru fiecare sub acest soare. Domnul ministru, felicitări, un timp mai mult decât decent, chiar ați mai câștigat un minut. Eu sunt vă aștept cu drag oricând găsim lucruri comune și mult succes în campania. Eu mulțumesc frumos pentru o colaborare.